Golurile echipei Pandurii au fost marcate de Trifu în minutul 7, Pleașcă în minutul 50 din penalti și Pârca la Bun minutul 68 și 86. Aflată la finalul pregătirii, campioana Serbiei a suferit prima înfrângere din perioada de pregătire în meciul cu Pandurii Târgu Jiu. Jocul a fost dominat în cea mai mare parte a sa de Pandurii, chiar dacă Steaua Roșie, formație calificată în preeliminariile Champions League, a folosit formula completă de echipă pentru că se afla la ultimele teste din această perioadă. Săptămâna viitoare urmând să susțină primul meci din Champions League. După egalul cu Dinamo Zagreb, victoria împotriva echipei Steaua Roșie Belgrad, care a folosit toți titularii în teren, reprezintă o victorie mare, de moral pentru tinerii noștri jucători, dar și o confirmare că, indiferent de pierderi, fotbalul merge înainte pe un făgaș bun în Gorj, a declarat Narcis Răducan, președintele clubului Pandurii Târgu Jiu. Pentru Pandurii mai urmează alte două meciuri amicale.